Unul dintre cele mai apreciate programe ale guvernului prin Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse este cel de fertilizare in vitro, destinat familiilor și persoanelor singure care nu pot avea un copil. În primele 3 săptămâni de la demararea programului au fost depuse peste 4.000 de dosare, dintre care 120 de contracte au fost deja semnate. Deci de 3 săptămâni s-a dat drumul efectiv a recepționării documentelor pentru fiecare familie care solicită un astfel de sprijin, da? În primele zile am avut de 2-3 ori platforma blocată, fiind vorba de cei care așteptau cu multă, multă nerăbdare și care sunt convinsă că au depus și în anul trecut, dar au depășit numărul de 10.000 proceduri eligibile. Și anul acesta la fel 10.000? Avem tot 10.000 de proceduri eligibile. În momentul de față avem 4.121 de dosare depuse. Mai avem din aceste 4.121 400 de dosare în momentul de față în evaluare. 279 de dosare au fost deja evaluate în plus față de cele 400 și 120 deja de contracte semnate. La început, până se acomodează inclusiv beneficiarii care transmit toate aceste documente, față de anul trecut totul se transmite în format electronic și vor și recepționa voucherele pe care ei le vor folosi la farmacii și la clinicile medicale tot în format electronic. Deci până există această perioadă de acomodare, lucrurile au mers puțin mai greu. Dar avem 3 comisii de evaluare, 3 comisii de contestație și de săptămâna viitoare am mai suplimentat numărul angajaților, rugând de la alte direcții de specialitate să accepte să fie cuprinși în aceste comisii de evaluare și de contestații, astfel încât să meargă mai repede procesul de evaluare și de trimitere în format electronic a voucherelor. Și așteptăm să avem cât mai mulți bebeluși prin sprijinul acestei forme de susținere a statului. Fiecare procedură, să ajute Dumnezeu, să fie una reușită și să fie cât mai multe familii fericite. Și în acest an vor putea accesa acest program 10.000 de familii sau persoane singure, iar suma de care vor beneficia acestea este de 15.000 de lei.